După ce acum două zile anunțam că Flavius Stoican se întoarce la Zimbru în urma informațiilor de la un apropiat al formației, astăzi pe site-ul oficial al clubului a apărut anunțul că echipa din Strada Butucului și antrenorul român au încheiat colaborarea. Flavius Stoican a fost numit tehnician al galben-verzilor la sfârșitul sezonului trecut. Cu românul pe bancă, Zimbru a trecut de primul tur eliminatoriu UEFA Europa League. De altfel, rezultatele pozitive au continuat și în campionat, unde echipa a avut 4 victorii în tot atâtea etape, ca mai apoi să urmeze 2 înfrângeri la scor cu rivalele Sheriff Tiraspol și Zarea Bălți. Punctul pe ei al dispărțirii dintre club și tehnician pare a fi însă scandalul antrenorului român cu forțele de ordine de la noi, Flavius fiind prins beată la volan și nedorind să se supună organelor legii. Care va fi noul tehnician al Zimbrilor sau ce va face Flavius Stoican mai departe, nu se știe încă. Cert este că la ultimele 2 partide, pe banca tehnică a galben-verzilor, a fost antrenorul echipei secunde, Veceslav Rusnak.